Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Pești, în Peștișor, etalare pentru luna iunie-iulie, cum vreți voi, deși v-am mai zis eu, etalările durează mai mult, poate pentru unii deja se manifestă, pentru alții se va manifesta mai încolo. Cât e? 8 iunie, 8 iulie, dacă vreți. În timp ce am amestecat aceste cărți, a venit un mesaj. Doi de monede. Încercați să vă echilibrați viața după ce cineva v-a jucat, v-a mințit, v-a jucat mental. Nu obligatoriu, da, pur și simplu, nu vreau să mai dau semne, aspecte, dar cineva v-a jucat mental, v-a mințit, ați avut parte de narcisiști, de egoiști. Da, acești oameni v-au adus lacrimi. V-au adus lacrimi. Eu nu vorbesc de ce fac peștii sau ce poate că și peștii au rănit, dar vorbesc de pești care au suferit, au fost abandonați, au fost manipulați mental, emoțional, poate chiar și financiar și acum trebuie să se redreseze cu doi de monede și să blocheze asemenea personaje în viața lor. Trebuie să renască pentru că odată cu renașterea voastră veți atrage altfel de oameni care vă iubesc. Probabil cu care veți călători și vă veți reconstrui viața sau care vă vor ajuta să mergeți de la acele ape tulburi, da? De la această suferință, înspre ape senine în care se poate construi ape, înspre tărâmuri, zone senine în care vă puteți reconstrui. Hai să vedem totuși energia generală pentru peștișori în această perioadă. Soare, Luna, Venus, ascendent, Nodul Nord, două cărți, ia. 3 de aer. De obicei, 3 de aer este dezamăgire și 3 de foc. Probabil cu cineva la drum v-a dezamăgit. Dacă ar fi să interpretez strict după tarot. Dar aici este totuși altfel de set de cărți. Aș spune că acum învățați, vă documentați. Aici este varianta lui Mercur. Dar este o variantă magică. Dacă până acum varianta lui Mercur, aceea rațională a cuiva, rațiunea cuiva, va produce și vouă suferință, le-a produs și lor, sunt convinsă că le-a produs și lor suferință. În felul în care au comunicat și sunt foarte convinsă că nici n-au putut manifesta acel Mercur. Voi ar trebui acum să învățați să mergeți mai departe. Interesant că acest 3 de băte seamănă foarte mult cu nebunul, da, cu nebunul din tarot. Să vă faceți bagajele și să plecați. Bagajele emoționale, da? Vă păstrați ce vreți. Dacă vreți să vă luați și amintiri neplăcute ca să nu uitați lecția, este bine, nu doar amintiri plăcute. Ideea este că și cele neplăcute sunt utile. Remember, da? Mai vedem ce alte mesaje mai vin. Ideea este că vă documentați, învățați să manifestați, învățați să lucrați cu simbolurile, pentru că cineva v-a dezamăgit și v-a afectat manifestările. Mai vedem ce alte mesaje mai vin. Oh, moarte și renaștere. Dar interesant e că totuși apare 3. 33 poate să însemne ceva pentru unii dintre voi. Sau 333. 3 este numărul casa 8-a, iar numărul împărătesei. Mergeți, o luați de la zero și mergeți către abundență odată ce lăsați oamenii care v-au dezamăgit. Clar, moarte și renaștere și este un nou, o integritate. Cineva n-a fost un suflet pereche, i-ați iubit, a fost un soi de emoții. Emoții pure, aș spune, din partea unora. Ceilalți n-au fost, n-au văzut, interesant, ceilalți n-au văzut această puritate așa cum ar fi trebuit. Au văzut dincolo, e ca și când cineva privește prin haine, dezbracă bărbatul, femeia, da? Bărba, femeia, aici e fecioară, dar ca și energie, da? Suflete, pereche, dar și sufletele. Rămâne de văzut ce fel de suflete. Karmice, pereche, în fine, ideea este că vă transformați. Sau poate, unii dintre voi poate, sunt convinsă că e adevărat.
E Neptunul ăsta au tendința să idealizeze și persoanele respective, poate ați crezut voi că sunt suflete pereche? Da, posibil, foarte posibil. Și de fapt erau niște suflete karmice care n-aveau decât interes strict sexual. Da. Și din cauza asta s-a produs și dezamăgirea și suferința. Ideea este că vă transformați și ce vreau să zic aici este un ou și un copil. Da. Este un nou concept al vostru, o nouă variantă a voastră care stă să se nască. Apropo de judecată de renaștere. Soarele nu vine să ascendent, nu vine nord în pești. Iunie 2022. Aproximativ. O dată, de două ori, de trei ori tăiem și începe metalare. Asul de bâte, iau, asul de bâte. Temperanța, vă vindecați de această dezamăgire și vă revigorați, vă regăsiți energia. Nu neapărat, poate să fie și o nouă pasiune, dar aș spune, în primul rând, energia, vitalitatea, cheful de viață după acea trădare. Da, lăsați în urmă, vedeți ce fain. Lăsați în urmă, iau-te-le. Poate că ar trebui să călătoriți. Ia uite, 5 de monede. 4 de monede. 5 de cupe. Ați fost cu cineva ați avut în preajmă o persoană foarte strictă, fixată pe bani, pe tradiții, care v-a abandonat, care n-a vrut să simtă dragostea. Asul de cupe era aici, a fost acolo, acolo a fost. Da. Hai să vedem în continuare, în prezent. Valetul de bâte, regina de spade și nebunul. Acea aventură, acea atracție sexuală care a fost, v-am zis, v-a adus lacrimi, v-a abandonat acel personaj pentru că era prea strict. Vrea să vă comportați după regulile impuse de el, de ea. În mod special de el. Dacă acest bărbat prea materialist, prea închis în fața dragostei și în fața cooperării, am văzut doi de cupe, colaborării, prieteniei chiar, că doi de cupe poate să fie și o prietenie pe care cineva a distrus-o. Da? Aș spune că și voi puteți să fiți regina de spade. Să spuneți stop cadru. Ăsta e adevărul. M-ai dezamăgit, te-ai fixat doar pe aia. De acum încolo vreau să iau de la zero. Simt că odată ce mă eliberez, că am văzut temperanța, cu cât curăț și lucrez și mă informez la 3 de la, da? Mă informez despre aceste dezamăgiri, de ce apar, din ce motive, ce sinastri, relații karmice, ce or mai fi, multe aspecte. Odată ce lucrez la acest capitol, încep să mă vindec și să-mi refac energia, valetul de bâte. Poate că apare totuși cineva în viața voastră care vă dă această încredere că e momentul să puneți capăt acelui trecut și să vă bucurați de un nou început. Dar acel nou început poate să fie și un proiect. Dar am spus, în cazul unei relații este posibil și ceva. Nu, ia să vedem. 10 de monede, 8 sunt viitoare. Interesant, sub acest valet de bâtă, 10 de monede magiciană, interesant. Și faetonul. Cineva dezamăgit, în momentul în care plecați, cineva dezamăgit, va avea parte de lacrimile pe care le-ați plâns voi când vă lăsau ei în frig, în ceață, cu probleme. Și voi, repet, mergeți către renaștere, judecata. Ia uite, către muncă, către oameni care muncesc în relații, oameni care speră, începe să sperați și să vă vindecați. Da. Probabil că mai încolo se va manifesta, se vor manifesta alte etape în acest proces de vindecare și de eliberare. Dar în prezent,
Dacă cineva v-a manipulat, era căsătorit și n-a știut, sau era căsătorit cu jobul și era prea important jobul și mai puțin relațiile de la suflet la suflet, sunt multe variante, sau dorința de a, eu știu, de a avea un anumit soi de putere. Repet, o luați de la 0, 1 și faetonul. Tălpășița. Vă luați tălpășița și mergeți cu viteză 3 de bâte, faetonul, mergeți în altă direcție. Și în ce direcție? Ați văzut steaua? Faetonul merge către stea. Faetonul merge către stea, către vindecare, către destinul vostru. Pentru unii e posibil totuși să apară un nou personaj, ori un nou proiect. Dacă e nou proiect, vă poate, dacă riscați și studiați bine legal niște chestiuni, vă poate aduce abundență, spor financiar, stabilitate. Puteți manifesta un soi de succes. Și acela stă la baza, să zic, reclădirii încrederii în voi și tot așa, deciziei de a merge către misiunea voastră, ca și când e o demonstrație, n-aș spune de forță, e o demonstrație că se poate, că eliberându-vă de acel trecut puteți să aveți succes și atunci e cazul să mergeți pe calea aceasta nouă, către, repet, steaua voastră, către misiune. Interesant. Eremitul și eremitul tot către stea merge, dar într-un alt fel. Analizează. La capătul setului de cărți. Interesant, cineva vă... Dacă sunteți doamne independente, cineva încearcă să-și facă niște planuri de acțiune, ar vrea. Vă vede un personaj, și așa și sunteți unele dintre voi, 9 de monede și regina de monede. Sunteți persoane speciale care inspiră de o valoare specială și nu meritați să fi fost puși în acele puși sau puse în acele situații, da? Da, ia uite, cu victorii care atrageți atenție, persoane publice chiar, că am văzut și steaua. Și cineva vrea să vină, să investească în voi, dar deocamdată studiază, probabil cineva, îi apare marcaj pe fecioară, fecioară, eremitul, magicianul, posibil, sau semn de pământ pentru unii, sau alt semn de apă, sau, bine. Parcă n-aș spune că e de foc, parcă n-aș spune de că e de foc. Nu știu dacă e chiar foc. Poate să aibă ceva aspecte care să întrețină sau să aprindă această flacără, să o facă mai puternică. Da. Hai să și clarificăm, da? Iar încă un lucru. Dacă în trecut ați avut probleme financiare, ați învățat să țineți de ceea ce aveți, să fiți mai chipzuiți și asta este bine. Să fiți foarte selectivi, să nu vă consumați energia și timpul cu diferite povești care vă distrag de la stabilitatea voastră și în prezent. Aș spune că aveți o idee, un proiect care se poate manifesta cu succes, e o altă versiune de exprimare, da? Dacă riscați, dacă îndrăzniți să ieșiți din cutie, din cercul, eu știu, vostru de, eu știu, manifestări sau din obișnuință, dintr-o anumită obișnuință. Faceți ceva nou. Pentru că valetul de bâte e o chestiune, e energie inovativă. Și cu regina de spade, idei strălucitoare, nu? Le puteți manifesta cu succes. Poate cineva să vă ajute? Rămâne de văzut dacă vă ajută. Dar deocamdată voi bazați-vă pe ce știți voi să faceți. Am spus că cineva totuși vă vede, ar vrea să investească 7 de monede în voi, pentru că vede valoarea voastră. Interesant, 9 și cu 1, 10. Ar vrea să aibă o relație stabilă. Da. Hai să clarificăm 4 de monede. Pentru peștișori, soarele nu vine să ascendă în nord în peștișori. Ia uite, 6 de monede. 6 de monede. Am spus eu, cineva poate a fost căsătorit și v-a manipulat. Căsătorit, căsătorită, v-a manipulat. Trebuia să-și facă timp și pentru voi și pentru cealaltă persoană și cum să se deschidă când avea atâtea responsabilități, grijă pentru bani, pentru alte relații.
Dar vă eliberați. Eu zic că v-ați eliberat. Ia uite, personaj împăratul, da? Cu responsabilități, cu familie, cu autoritate. Vă eliberați acest personaj. Chiar vă eliberați emoțional. Se vede. Am discutat, a apărut de la primele mesaje și începeți transformarea. Și odată ce marcați această transformare și eliberare, apare un alt personaj, regele de monede, care ar putea să vă ofere stabilitate. Alt personaj. Taur, Fecioară sau Capricorn. Câte ceasul? 15. Hai să vedem. 15 minute. Hai să vedem și 5 de monede. Clarificăm și 5 de monede pentru peștișori în trecut. Da, vă vindecați. Vă vindecați. De acest sentiment de abandon și poate este mai vechi sentimentul de abandon. Pentru că așa se întâmplă. În momentul în care ne vindecat acest sentiment, atragem oameni care ne părăsesc. Și nu doar voi, și eu am atras. Și trebuie lucrat la acest lucru. Și ce înseamnă? Înseamnă să vă obișnuiți să fiți singuri, în perioadă, să nu depindeți de relații, să fiți pe picioarele voastre, să lucrați cu... să ajungeți la 9 de monede. Să știți că aveți o valoare, că aveți hobby-uri, că aveți multe calități prin care vă puteți manifesta și să nu mai depindeți de cineva. Hai să vedem în prezent. Valetul de bâte. Ne spune că e posibil să fie un nou interes al cuiva pentru voi, al vostru pentru ei, dar dacă ați vindecat aceste probleme de cuplu, de relații, dacă ați vindecat, odată cu acest nou, ce-o fi, proiect sau personaj, puteți să mergeți spre stabilitate. Cu alte cuvinte, să atrageți de acum încolo oameni care vor stabilitate. Ia uite, roata norocului. Se schimbă energia, apare altcineva. Regina de monede pe care am văzut-o mai devreme. Apare altcineva. Un personaj foarte îndrăgostit. Foarte îndrăgostit de voi. Foarte îndrăgostit de voi. 15 la acesta înseamnă multe, dar în acest context aș spune că vă vede, ia uitați, regele și regina de cupe împărăteasa, vă vede împărăteasa și regina de monede și 10 de cupe, what? Wow! Deci acest personaj poate e mai tânăr decât voi sau mai tânără, vă vede ca, nu știu, poate nu e cuvântul potrivit, ca pe Dumnezeu, exagerat. Dar exagerate sunt și emoțiile lor sau nu neapărat intoxicante. Intoxicante. Intoxicante sunt. În momentul, dragii mei, uitați, în momentul în care vă vindecați și încheiați un capitol cu persoanele care v-au mințit, se întâmplă. Se întâmplă. Vine norocul. Eu știu, o fi pe 10 iunie, ar fi prea drăguț, așa repede, în 2 zile, eu știu, ar fi drăguț. Dar e o întâlnire de destin, asta e clar, e timpul să vă bucurați de altceva. Clarificăm regina de spade. Poate pentru cei care aveți copii să aveți o bucurie cu un copil, regina de spade. Dacă ați avut, vă eliberați de un personaj cu marcaj puternic în semnul balanței, posibil și gemeni sau, eu știu, vărsător, mai puțin aș spune. Vă eliberați. Gata, ați încheiat. Dacă ei mai speră, mai vor, e problema lor, dar voi ați încheiat capitolul și e minunat. Da? E minunat. Vedeți acum cu mintea lucidă, vedeți, mă, ce am tot așteptat, ce am sperat. 8 cupe. Poate ați oferit interesant cum vine un mesaj. 8.
Poate au fost multe șanse, 8 șanse de împăcare, de renaștere, de dragoste, că ați tot oferit dragoste și cineva n-a primit. Ați oferit, n-a primit, ați oferit, n-a primit, da? 4 de cupe. Poate au fost refuzul lor. Refuzul lor care v-a adus lacrimi, repet, în trecut. Și voi ziceți, mă, ok, am oferit de atâtea ori și tot încerc. Da? Ia să pun capăt. Moarte și renaștere. Da? Și în momentul în care faceți... Sau, bine, știți cum e că la nivel energetic nu e un moment acum, da? Momentele... care îmi scapă acum cuvântul, vreau să zic să întrepătrund, este corect, dar sunt în conjuncție, sunt, da, se juxtapun. În fine. Ia uite, îndrăgostiți. Turnul, extraordinar, separarea de cine nu s-a implicat în relație, cine n-a vrut să creeze. Măi, nu vorbesc musai de dragoste, de relație, de eu știu ce căsătorie, n-a vrut să construiască. Da? 9 de cupe. A sperat, s-a bucurat, dar nu s-a implicat. A fugit de materializarea acestor emoții. A fugit de materializarea lor, că de emoții avea. Și personajul celălalt avea emoții. Dar probabil că a preferat să stea, să viseze, dar a fugit de materializare, de muncă, cu alte cuvinte. Și s-a produs separarea. Și iau-te după separare ce apare. Îndrăgostiții. Altă vibrație. Colaborări fructuoase, aș spune. Nu neapărat dragoste, poate să fie și dragoste, dar iunie, apropo de iunie. Zero, clarificăm zero pentru peștișori. Drăguț, drăguț, drăguț. Dar vedeți, aveți arcane majore. Una, două, trei și patru, una dintre cele mai puternice. Vindecarea, la care lucrați de ceva timp. Bine, eu vă zic, când începe să lucrați această arcană, nu vă mai opriți. Deci când intrați pe aceste, hai să zic aceste trei arcane, schimbare de energie, transformare și stea, nu vă mai opriți. Nu se întâmplă că lucrați o săptămână sau lucrați un an, lucrați tot timpul, pentru că vă dați seama de multe lucruri care vin din alte vieți, din familie, din joburi, din multe. Ia zi, zero pentru peștișori. În prezent, zero. 10 și 0. Un nou ciclu de manifestare. Am zis că pe mine mă fascinează de prin martie roata norocului. Am avut niște viziuni foarte puternice legate de această arcană. Da, vă eliberează aceste responsabilități. Nu că nu munciți, nu. De personajele care nu vor să vadă și stelele, nu vor să vadă alternative, nu vor să vadă dragostea. Stau și muncesc și țin de bani și țin de, eu știu ce, de ce țin ei, da? Next punct. Dacă aveți și într-adevăr și voi prea multe responsabilități, le mai lăsați, le mai selectați. De ce nu? Că și peștii muncesc, au multe și ei pe cap. Credeți voi că îi știți. Nu, nu îi știți. Au multe responsabilități. Dacă voi aveți o căsnicie, un job care vă consumă, ce-ți gata. Nu mai. Stop. Zero. De-aia apare un nou proiect. Vreți să schimbați energia. La capătul setului de cărți, vă puteți reconstrui viața, puteți să învățați, sper că învățați, să puneți granițe personale și să vă concentrați pe renașterea voastră, să munciți. Practic, și ce înseamnă să munciți la renaștere? Să descoperiți noi abilități, noi calități. E o muncă asiduă și practică, nu doar așa, că faceți meditație, vă rugați, nu, înseamnă mult mai mult. Clarificăm... Dacă cineva s-a purtat nebunește, da? Acum își dă seama că a fost o nebunie și asta e. Se încheie. Dăm 10 de monede. Pe 10 de monede pentru peștișori, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord. Va fi o călătorie destul de grea către acest succes. Apare acum într-un viitor apropiat, dar probabil că apare ca și planificare, ca și potențial, sau vedem, hai să vedem totuși 10 de monede. Ce mai fi? Poate cineva cu bani? Interesant, ce mai văd eu.
10 de monede. Interesant. Marea preoteasă. Mai dăm o carte pe Marea Preoteasă. Posibil, eu acum v-am zis că puteți să aveți succes în acest nou proiect, dar o perioadă nu o să-l vedeți. Va fi umplut de văl, poate o să și uitați despre acest potențial succes, că e Marea Preoteasă care pune un văl peste acești bani. Dar hai să mai vedem totuși. Mai dăm pe Marea Preoteasă 10 de monede. Ce ar putea să fie? 10 de monede și Marea Preoteasă. De ce Marea Preoteasă pe 10 de monede? Sper să nu uit să zic ce vreau să zic. 10 de monede și Marea Preoteasă în o carte. Iau pe judecată. Da. Încă trebuie să lucrați la voi, la discernământul vostru. Să nu spuneți uneori planurile pe care le aveți, să nu spuneți. Să vă alegeți cuvintele. Nu să nu spuneți nimic, să vă alegeți cuvintele pentru că la judecată se comunică. Unii comunică, alții ascultă. Comunicați cu măsură. Și despre planurile voastre de viitor și despre ce vă spune intuiția, nu trebuie să spuneți tuturor. Nici eu nu spun. La câte scenarii văd în aceste etalări, nu pot, nu am timp să le spun pe toate. Ce apare în prim plan, e bine spus. Restul, stai. Pentru că nu se poate, lumea nu înțelege anumite lucruri. Ideea asta este judecata. La capătul setului de cărți apare dezamăgirea aceasta, confuzia asta într-o relație toxică. Cineva n-a știut să aleagă. Un personaj la distanță, da? Care putea să manifeste un nou început, o victorie într-o formă sau alta, dar n-a manifestat. A manifestat confuzie, dezamăgiri, toxicitate, probabil din dorința de control, că am văzut împăratul. Și totuși, pe de-o parte, vă vindecați, asul de cupe, și de-aia probabil, până mai lucrați la transformarea și vindecarea voastră, acest potențial și căsătoria și moștenirea și succesul acela de plin, este ascuns sau îl mai vedeți așa, dați cu, nu știu, vă uitați cu coada ochiului, dați perdeaua la o parte, mai apare din când în când un mic succes, dar nu ajungeți la acesta, la 10 de monede imediat. Da? Pentru că e normal, sunteți în plină transformare, dar judecata a venit pe orizontal. Trebuie să învățați să discerneți, să vorbiți cu măsură și eventual să și spun ce am văzut mai devreme. Pentru cine o fi acest mesaj. Acest simbol al roții norocului apare și pe această lădiță. Cu alte cuvinte, mai simt un mesaj. Dacă apare un nou interes, o nouă atracție a cuiva pentru voi și îndrăzniți să schimbați energia și puneți capăt acelor situații din trecut care v-au consumat și intrați, repet, pe transformare, posibil voi nu știți că acest personaj are, eu știu, dorința de stabilitate. Am zis mai devreme, eremitul ascunde, are eremitul și luna ascunde dorința de stabilitate pe care o are față de voi. Ascunde, pentru că vă dă timp eventual acest personaj să vă vindecați. Sau dacă nu personajul în sine, universul. Cu alte cuvinte, concentrați-vă pe transformarea voastră și lucruri frumoase se vor manifesta în viitor. Ia uitați, asul de cupe, o nouă dragoste, vindecare, spiritualitate și mai profundă. Clarifică magicianul pentru peștișori. Am zis, încă trebuie să învățați unii dintre voi să manifestați sau să aprofundați, să intrați la alt nivel de manifestare. Acesta e Mercur.
Mai dăm pe magician o carte să clarificăm pentru peștișori. Soare, luna, venus, ascendent, nodul nord în peștișor. Smătuie o pasta. Da. Înțelegeți că aveți mai multe opțiuni. Înțelegeți că aveți mai multe opțiuni. Și ce a mai venit? A venit setul ăsta de cărți. Nebunie. Cineva visează la voi. Poate gemeni, poate fecioară, căci că magicia nu mai înseamnă și Mercur, zodia fecioare, nu e obligatoriu. Dar posibil cineva să viseze că poate să renască, poate să manifeste ceva nou cu voi. Pentru că voi sunteți în punctul, într-un anumit punct de transformare, să zic. Renunțați la cineva și vă concentrați pe voi. Deocamdată acest magician visează. Știe că ar trebui să exprime emoțiile. Ori scuze, ori emoții. Ce simte. Dar e un adevărat conflict în sinea sa. Cum să exprime. Cum să vă cucerească. Pentru că e conștient că nu poate să vină doar cu o mică cupă. Este nevoie să ofere o cupă mare, dragoste, da? Într-un fel sau altul, aceștia de aici sunt, na, poate nu-i cuvântul potrivit, obsedați, aș spune. Dar este și frică, este și o neîncredere cum să vin să ofer. Pentru că am zis mai devreme, era regina de monede și 9 de monede și mai era ceva în spate la 9 de monede. Uf, dați voi în urmă și vedeți, eu am uitat ce era în spate la 9 de monede. Erau niște cărți foarte puternice, frumoase. Cineva vă vede într-o postură victorioasă și știe că meritați asul de cupe, nu doar o cupușoară, cupișoară, da? Da. Ia mai dăm pe faeton o carte pentru peștișor, soare, luna, venus, ascendent, nodul nord în pești. 4 de cupe. Merge spre nouă casă. Da, asta vă garantez că și eu merg spre o nouă casă, dar mergeți spre o nouă casă sau relații armonioase sau prietenii, poate o întâlnire cu prietenii, nu știu, o întâlnire amoroasă, why not? Și la capătul setului de cărți, soarele, ia uite, 9 de monede, am zis că cineva vă vede super, super frumoși, frumoase, de valoare, e nemanifestat, nearătat. Da, după ce blocați pe cine trebuie să blocați. Da, și alegeți reconstrucția voastră și alegeți să investiți în, eu știu, valorificarea voastră. Dar unii dintre voi mergeți, faetonul, către o nouă casă. Sau relații frumoase. Interesant, acest magician, ce mai simt, acest magician e un personaj cu o forță foarte specială, dar nu știu sigur dacă sunteți voi, dar acest manifestor, aș spune, deși e lângă 7 de cupe, ar putea să fie manipulator. Simt că ar putea să fie personajul din trecut care dorește să se împace cu voi. E foarte posibil să fie și personajul din trecut care, da, a creat confuzii și acum visează cum să renască, eu știu, atmosfera, asul de cupe pe care l-a refuzat, pe care l-a... Care cuvântul?
Pur și simplu nu l-a apreciat. Dacă e personajul din trecut, este obsedat să vină să vă recucerească. Știe că trebuie să-și ceară scuze, să se lupte. Să se lupte și să vină într-o altă vibrație mai înaltă. Știe. Dar posibil, magicianul și alege. Posibil acest personaj, dacă e cel din trecut și are mai multe opțiuni, după ce spuneți stop, nu mai vreau, să-și dorească, da. Să-și dorească dintre toate opțiunile să fie cu voi. Dar ziu zic că e too little too late pentru cei care v-au rănit. Adică, cu alte cuvinte, voi trebuie să vă învățați lecția. Să nu mai acordați prea multe șanse unora care nu merită. Pentru că sunt foarte multe, vreau să mai clarific 7 de cupe. Mai dăm o carte pe 7 de cupe, magicianul 7 de cupe. Ia mai dăm o carte. Da, visează la voi. E o nouă pasiune, e un personaj nou. Cu asul de băte, eu zic că e un personaj nou. Și dacă ați fost cu cineva care era într-o relație sau era o poziție socială, profesională foarte puternică, am văzut împăratul, s-au căsătorit și voi erați persoana aceea din umbră, secretul, eu zic că lucrați la renaștere, la transformare și discerneți. Și nu mai vreți. Nu, nu mai vreți. Cu alte cuvinte, blocați împăcarea cu acel personaj. Blocați împăcarea. Dacă e căsătorit, asta e, să rămână cu căsătoria lor. Dacă e căsătorit cu jobul, să rămână cu jobul lor, cu poziția lor profesională, financiară. Da, nu mai vreți, că aici e Marea Preoteasă. Intuiția vă spune că vă consumați energia în această poveste. Cineva vă vampirizează energetic și, sau voi vă, efectiv, puneți energie într-o direcție nepotrivită. De-aia apare și judecata orizontală. Aici se blochează împăcarea. Nu vă mai împăcați cu acel personaj din trecut. Clar, deși e posibil să, să încerce să... Da? Dar interesant cum au venit acele cărți și acum asul de băte. Magicianul ar putea să fie și cu 7 de cupe și faptul că voi aveți opțiuni. Dintre acele opțiuni este una specială, puternică. Asul de băte, valetul de băte, care vă poate schimba viața. Și cu care puteți merge, da, înspre relații armonioase, frumoase. Veți descoperi care e aceea. Trebuie să discerneți. Aici este cuvântul. Tot dintr-o opțiunile voastre de manifestare puteți să manifestați și împăcarea cu personajul din trecut. Dar, sincer, nu vă recomand. Nu vă recomand atât timp cât personajul încă nu-i transformat. Și transformarea necesită timp. Ca să nu uitați și a voastră și a altora. Deci aici este. Pentru că voi vreți să o luați de la zero, repet. Vreți să o luați de la zero și următoarea etapă de manifestare vă pune în fața mai multor potențiale. Unul este împăcarea pe care, repet, nu vă sugerez. A doua este o nouă relație care apare cea și sub formă de valet de bute care vă poate schimba viața. Ia uite, cineva speră. În această nouă pasiune, cineva speră că va fi o relație stabilă. Două suflete perechi, într-o legătură, aș spune, spirituală profundă. Dar ia uite, părăteasa, cineva vă vede acest nou, această energie nouă, plină, plină de pasiune, de atracție sexuală, magnetism, energie, chef de viață. Acesta vă vede. Interesant, 3 și cu 1, 4. Dacă vă dați, dar repet, discerneți cine e acest personaj. Voi trebuie să discerneți. Hai mai dăm totuși, hai mai dăm un semnal. Cine e acest as de băte pentru peștișori? Hai, as de băte pentru peștișori. Extraordinar, împărăteasa și regina de cupe. Un personaj, repet, care vă va pune, dacă e bărbat, vă va pune pe un piedestal.
De-aia mergeți. Veți putea merge unele dintre voi către patru de bâte. Vă va pune pe piedestal asta, nu? Și vedeți, și acest personaj va fi foarte precaut. Foarte precaut, va încerca să se transforme, va încerca să mediteze cum să vină, să construiască cavalerul de monede, ceva stabil cu voi, cum să exprime pasiunea, da, pe care o simte pentru voi. Și faptul că simte și o conexiune foarte profundă, dar nu este suficient, vrea mai mult cavalerul de monede. Și analizează foarte mult în această perioadă, sau, în fine, în iunie, na, aproximativ, iunie, iulie, da, va sta să se gândească, iau eremitul de două ori, să se gândească, poate și ei au ceva de vindecat, nu doar voi, da, sunt energiile ambilor. Și unul și celălalt se vindecă și mergeți așa încetişor, dar aici este, asta e magicianul. Manifestarea poate fi cu cineva din trecut, dar, repet, ca să, eu știu, ca să fiu cicălitoare, nu e bine. Și dacă dați șansa altei persoane, veți avea parte, cum am zis, la un moment dat, de 10 de monede de spor, de stabilitate, chiar de căsătorie, dacă vreți. Dar în timp. Dar ce frumos, asul de bâte și regina și împărăteasa, regina de cupe, wow. Cine sunt? Acest personaj e super, 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 maxim atras de voi. Hai, chiar am vorbit 40 de minute, ia mai dăm pe roata norocului. Hai, facem bani? Facem bani în asta? Ia, roata norocului, jucați la noroc, N-am mai jucat, m-a întrebat o tipă în piața azi la Ploiești. Dacă, de ce sunteți vărsători, capricorn, luați un loz. Zic, mami, sunt mai multe zodii până. Zic, pe mine mă întreb, ia uite. Cineva încearcă să-și facă curaj să comunice atracția pe care o simte față de voi, iar comunicare. Ia uite, exact atracția. Vrea să comunice pasiunea pe care o simte, energia, atracția aceasta și emoțională, dar vrea și stabilitate. Iar voi, da, și voi. Da. Sunteți puternici, eventual împreună sunteți puternici cu acest personaj care vă va pune într-o poziție de respect, de dragoste. Ia uitați, două energii, două regini, o regină care reprezintă dragostea și o împărăteasă care reprezintă dragostea. Ce poate fi mai frumos? Pe acest as de bâte care reprezintă pasiune. Un sfat pentru peștișor. Iar am vorbit mult. Of. Un sfat. Pentru peștișor. Ia uite, eliberați-vă de blocajele astea din trecut și puneți capăt, de fapt. Puneți capăt, transformați-vă. Scorpion, scorpion, da? Aveți încredere că totul va fi bine. Încredere prin stea, prin speranță, prin trei de bâte. Trei de bâte reprezintă viziune că... Există și mai bine, există și oameni buni, va fi bine. Va fi bine, evident. Pentru cei care lucrează pentru acest bine. Ce mai zice? Fiți mândri de voi? Ia uite ce mai zice? Fiți deschiși la schimbare. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau.